Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, au organizat astăzi la Centrul Cultural Dragan Muntean un eveniment cultural dedicat poetei Paulina Popa, cu prilejul aniversării sale. Sub genericul Paulina Popa, Eternitatea Poeziei, distinsă poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, editoare, directoare a revistei de cultură Semne Emia, a fost înconjurată de prieteni, de scriitori, de cei care îi cunosc creația literară și activitatea de management cultural. De la debutul ei în literatură din anul 1970, Paulina Popa a fost în permanență prezentă în presa literară a vremii, în reviste de prestigiu din țară și din străinătate, activitatea sa de creație fiind apreciată cu prestigioase premii literare care sunt tot atâtea dovezi ale talentului său remarcabil, printre acestea și cel din anul 2020 primit din partea Casei Majestății sale, Principesa Margareta, custode coroanei României. Chiar dacă au trecut ani buni de la primele volume semnate Paulina Popa, tinerețea sufletului ei este mai vie ca oricând, talentul și inspirația ei ne aduc noi și noi volume. Toate acestea sunt daruri pe care Paulina Popa ni le oferă cu generozitate, cu căldura sufletului, cu prietenia ei sinceră. Îi mulțumim doamnei Paulina Popa pentru tot ceea ce a făcut pentru afirmarea culturală a județului Hunedoara, îi mulțumim pentru frumusețea poeziilor sale, pentru entuziasmul cu care participă la viața bibliotecii, pentru implicarea în atâtea proiecte culturale cărora ne-am străduit să le dăm viață. Astăzi suntem împreună aici toți cei care iubim pe Paulina Popa, ca să o felicităm la zi aniversară, să-i urăm ani mulți în care să ne bucure cu lumina slovei sale plină de har, să rămână mereu tânără, plină de generozitate, să ne ofere crâmpeie de lumină, de frumos și de prietenie. Cu cele peste 50 de volume de poezie și tot atâtea pentru copii publicate în țară și în străinătate, Paulina Popa trăiește poezie și ne îndeamnă și pe noi să facem la fel. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Simt că poezia este șansa noastră, este o scară, poate fi o rugăciune. Și dacă este o rugăciune, rugăciunea este o scară către Dumnezeu. Este ceva pentru purificarea sufletului. Întotdeauna iubești mai mult copilul cel mai mic. Am o super carte. Aceasta este. Se numește Umbră de rugăciune. Cred că asta este cea mai aproape de ființa mea. Apoi n-am să uit cuvinte sărutate de îngeri, care apărea prin 1991-97, deci cărți, primele cărți, sau uite, în 1970, Jocul desenului meu. Super, super, super. Așa, m-am întins prea mult. Încă o dată, revenind la poezie, spun, merită să fim în poezie. Evenimentul organizat de Biblioteca Județeană este un gest firesc de recunoștință la ceas aniversar față de întreaga contribuție a Paulinei Popa la dezvoltarea culturii din județul Hunedoara. Merit pentru care a primit diploma de excelență. Copleșită de emoții, dar și de buchete superbe de flori, felicitări, urări de bine și de recunoștință, cu lacrimi în ochi, Paulina Popa le-a mulțumit tuturor pentru deosebitul eveniment aniversar. Vă mulțumesc!